Bună ziua și vă mulțumim că ne sunteți alături în această călătorie pe care vă propunem de Ziua Națională a României, într-un an care este foarte diferit față de ce am trăit până acum. Din cauza pandemiei nu ne putem întâlni fizic și de aceea vă propunem un eveniment în care vom fi alături, români și francezi, timp de câteva zeci de minute. Anul acesta se împlinesc 140 de ani de când România și Franța au stabilit relații diplomatice. Mai este însă și o altă aniversare, se împlinesc 100 de ani de la înființarea primei companii aeriene internaționale din lume. Era compania de navigație aeriană franco-română, din care s-au născut mai târziu Air France și Tarom. Încă o dată, din cauza pandemiei, toate sărbătoririle, toate celebrările nu au putut să aibă loc. Dar asta nu înseamnă că dinamica foarte bună a relației dintre țările noastre nu a continuat și am avut și un punct culminant chiar acum câteva săptămâni, odată cu vizita premierului Ludovic Orban la Paris, l-a întâlnit pe omologul său, Jean Castex, și împreună au semnat o nouă foaie de parcurs a parteneriatului strategic bilateral, care deschide cooperarea franco-română și mai mult, în și mai multe domenii, atât la nivel bilateral, cât și la nivel european. Vom discuta în această călătorie, după cum spuneam, cu oficiali români, francezi, cu artiști români stabiliți în Franța și în Europa, cu români care în timpul pandemiei s-au evidențiat prin acțiunile lor. Pentru început vă propun să ascultăm mesajul secretarului de stat francez pentru afaceri europene, Clément Beaune. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs et chers amis, je regrette qu'on ne puisse pas se réunir pour de vrai, physiquement, pour célébrer ensemble cette journée importante. Mais je voulais quand même pouvoir vous adresser un message pour la fête nationale de Roumanie, parce que nos liens sont très étroits, immenses, très coopératifs dans tous les domaines. Et cette année est particulièrement importante, non seulement parce que nous avons sans doute encore plus besoin d'exprimer cette solidarité dans la crise que nous connaissons ensemble, mais aussi parce qu'elle a été très riche dans nos relations bilatérales et dans nos actions européennes communes. Nous avons beaucoup travaillé pour faire avancer l'Europe pendant cette crise sanitaire. Et il y a eu des difficultés, des drames parfois dans cette crise. Et j'ai une pensée notamment pour les victimes et les proches du terrible incendie à l'hôpital de Pietraneamt il y a quelques semaines, pour lequel la France avait marqué toute sa solidarité. Il y a eu des moments de réunion plus joyeux, quand le Premier ministre Orban est venu à la fin du mois d'octobre à Paris. Et puis nous avons célébré le 140e anniversaire de nos relations diplomatiques entre la France et la Roumanie. Alors nous continuerons dans les mois qui viennent, dans les moments difficiles comme dans les moments plus joyeux, parce que nos liens sont forts, ancrés dans l'histoire, ancrés dans des langues, des cultures, des liens humains si proches. Et la France préparera en 2021 sa présidence de l'Union européenne pour l'année suivante. Et j'aimerais que nous puissions aussi travailler à cet agenda européen commun, si étroit, encore ensemble. Belle célébration à tous, merci beaucoup. Ne aflăm pe terasa ambasadei, care este unul dintre locurile istorice din această clădire istorică. Aici au fost filmate, în 1946, câteva imagini în care apar doi mari artiști, Brâncuș și Enescu. Și nu întâmplător am ales această terasă, acest loc, pentru a vorbi despre momentul următor, pentru că vom prezenta opera unui mare artist contemporan. Mircea Cantor este unul dintre cei mai cunoscuți artiști români ai vremurilor noastre. Este un artist complet, pictură, sculptură, fotografie, instalații, performance-uri. Operele lui pot fi văzute aici la Paris, la Pompidou, dar și la New York, pot fi văzute la București, dar și la Tokyo. După cum spuneam, este unul dintre cei mai mari artiști români contemporani. L-am rugat pe Mircea Cantor și mă bucur că a acceptat să ne prezinte o operă cu ocazia Zilei Naționale la Ambasada României. Ce a făcut? Încă nu știm. Știm că lucrează de câteva zile la ea. Va fi un performance, va fi o instalație, va fi oricum ceva ce n-a mai făcut până acum și o face pentru noi, pentru Ambasada României, pentru Ziua Națională a României.
trăiască România! Bravo! Bravo, bravo! Mircea Cantor, am trăit un moment foarte emoționant de Ziua Națională aici, la Ambasada României. Un performance de-al dumneavoastră, harta României, care la un moment dat se iluminează și apar niște contururi de albine, România, o țară albinelor, am putea spune. Ce ați vrut să transmiteți, dincolo de ce ați transmis? Dar este un desen sub forma hărții României, care este umplută de albine. Albinele pentru mine sunt niște animale esențiale pentru viața pe Terra. Sunt cele care polenizează florile, care fac mierea. Și m-am gândit că pentru a ilustra cel mai bine un moment metaforic pentru Ziua Națională a României, m-am gândit că noi toți românii formăm ca un fel de stup care polenizăm, să zicem, o grădină, mergem în lume, ne întoarcem și, practic, acest specific al albinelor, această frumusețe, acest act al creației, miere, a polenului, aceste produse care sunt și antibiotice, nu? Am vrut să-l ilustrez. Adică, mă gândesc că Ziua Națională a României, ce înseamnă, în fond? Înseamnă o rememorare sau o comemorare a tuturor oamenilor care au format România. Adică plecăm din epoca modernă, de la Cuza, Regina Maria, oameni de cultură, Brâncuș, Enescu, noi suntem toți o albină, adică un fel de albină care contribuim la această grădină care este România. Mulțumesc încă o dată pentru această metaforă foarte frumoasă. De fapt, sunt mai multe metafore aici. Vedem și cele două mâini care sunt lipite de acest ecran, două mâini prin care au trecut flăcările cu care ați iluminat această hartă populată de albine. Da, practic aceste mâini sunt un fel de mărturie a prezenței mele când am realizat acest desen. Și, repet, albinele suntem noi, albinele suntem fiecare dintre acești români care facem parte din această țară și contribuim într-un fel la frumusețea și înfrumusețarea ei permanentă și la strălucirea ei. Mulțumesc mult încă o dată. Și eu vă mulțumesc. La mulți ani, România. În acest an atât de puțin banal, unul dintre cuvintele cheie este solidaritatea. O solidaritate care se manifestă la nivel european, pentru că Uniunea Europeană a adoptat un plan de relansare istoric, fără precedent, de care vor beneficia toate țările noastre. Și mă bucur că am văzut un recent sondaj în care o majoritate covârșitoare a românilor spunea că Uniunea Europeană ajută România în această pandemie. Dar există și o declinare a acestei solidarități, o solidaritate umană, o solidaritate a faptelor, așa cum o numea atât de frumos ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, într-un text în care vorbea despre medicii români care salvează aici, în Franța și în alte țări europene, viețile unor pacienți europeni. Fie că sunt medici, personal medical, farmaciști, casiere în magazine, lucrători în construcții, muncitori brutari, mulți sunt românii din Franța care au fost în prima linie a acestei pandemii. Și vă propun în minutele următoare să ascultăm mărturiile unora dintre ei. Numele meu este Cristina Murat și sunt medic pneumolog în Paris. Anul acesta ne-a pus la foarte grea încercare capacitatea de reziliență, atât din punct de vedere profesional cât și personal. Dar tot 2020 este și anul în care s-a creat o extraordinară comunitate a medicilor români din lumea întreagă, care se numește Medici contra COVID și care are peste 30.000 de membri. Este un exemplu extraordinar de mobilizare într-un timp extrem de scurt, care ne-a permis să împărtășim experiența și cunoștințele noastre și să ne tratăm în mod eficace pacienții, fiecare în țara în care exersează. Ce aș reține pentru viitor este faptul că mai mult ca niciodată trebuie să avem grijă unii de alții. Vă doresc și doresc un 1 decembrie fericit tuturor românilor din lumea întreagă și să rămânem uniți. Bună ziua, sunt Florina Nicoleta Vlonga, coordonatoare ale SGS Franța. Pentru noi studenții a contat enorm să ne interesăm unul de sănătatea celuilalt, să partajăm între noi informația de la ambasadă, care la fel a fost alături de noi
A răspuns tuturor întrebărilor noastre, iar împreună cu Tarom, prin organizarea acelor zboruri charter, am putut să ne întoarcem acasă, să ne revedem familiile. Cumva, această pandemie ne-a arătat cât de important este să fim alături unii de ceilalți și să ne ajutăm reciproc. Oamenii sunt făcuți să lucreze împreună. Noi suntem făcuți să comunicăm și să colaborăm pentru că la baza oricărei realizări frumoase și de durată a societății stă de fapt un efort colectiv. Iar sper ca pe viitor să ne manifestăm solidaritatea față de ceilalți printr-o vorbă bună, printr-o faptă bună și un gest frumos și să fim mai uniți, să fim sănătoși și să trecem cu bine peste această perioadă dificilă. Urez românilor la mulți ani! Cred că amintirea mea cea mai tulburătoare legată de pandemie are o legătură cu poezia, cu redescoperirea poeziei. Oricum, cultura a fost oxigen curat în cursul acestei perioade dificile și ne-am hrănit, cred, cu toții din cultură ca să rezistăm. Eu am participat la o operațiune numită Consultări Poetice, lansată de Teatrul de la Ville, la Paris, consultări poetice prin telefon, în mai multe limbi. Eu am participat pentru secțiunea Limba Română și am avut o mare bucurie să pot citi poeme din poemele mele, dar din poezia românească, unor oameni care se aflau în carantină și care au simțit că timp de 10 minute sau un sfert de oră o conversație cu un poet, cu un scriitor, poate reprezenta un fel de punte între oameni și poate reprezenta de asemenea o formă de rezistență împotriva pandemiei și împotriva crizei. Bună ziua, sunt Loredana, asistentă de farmacie în arondismentul 7 la Paris. În această perioadă dificilă am muncit mai mult și am încercat să răspundem la toate cererile și nevoile pacienților. Ceea ce m-a impresionat au fost oamenii care au cumpărat lucruri pe care să le împartă cu alții și să le dea și la cei nevoiași. M-au uimit oamenii care trăgeau capul pe ușa farmaciei să ne spună mulțumesc că suntem prezenți atunci când totul era închis și pustiu. Ceea ce am învățat este să ne bucurăm de fiecare moment al vieții, că nu știm cât durează, să ne apreciem mai mult unii pe alții și să avem grijă de noi și de ceilalți mai mult ca oricând. Vive la Românie, vive la France! Bună ziua, mă cheamă Nicola Popescu, sunt șef la restaurantul Doina în Paris. Traversăm cu toții o perioadă foarte grea, special sectorul turismului, mai ales aici, în capitala Franței, unde avem peste 17.000 de restaurante. Pentru a sprijini personalul medical din spitale, am vrut să pregătim un mic moment de confort. Am luat parte la o acțiune colectivă de chef avec les soignants, adică bucătarii cu medicii, o acțiune inițiată de Guillaume Gomez, șeful al Palais de l'Élysée, și Stefan de Mejanes, critic culinar. Am livrat peste 800 de mâncăruri la spitalele pariziene, cu restaurantul Doina, și peste 100 de mii la nivel național cu ajutorul la 700 de bucătari francezi. Toți putem lua parte împotriva COVID-ului într-un fel sau altul. Doar astăzi este o zi mai specială pentru că este Ziua Națională a României și am vrut să vă doresc la toți o zi națională fericită, să fiți sănătoși și să aveți grijă de voi. La mulți ani, România! Următorul invitat este un istoric, un istoric care nu este doar istoric, a fost ministru al afacerilor externe, este acum ambasadorul României la UNESCO. Adrian Cioroianu trăiește în Paris și a ținut în timpul pandemiei un fel de jurnal în care povestea diferite episoade din viața lui în Parisul care era în izolare. L-am rugat pe Adrian Cioroianu să ne povestească despre semnificația zilei de 1 decembrie, un 1 decembrie altfel. Acest an deosebit, acest an bizar pe care îl vom încheia în curând, ne-a pus în fața unei provocări pe care noi de fapt o sărbătorim în fiecare an pe 1 decembrie. Această provocare a fost ideea de unire, pentru că a trebuit să fim ceva mai uniți, deși îndepărtați unii de alții, pentru a nu ne infecta, pentru a rămâne marea majoritate dintre noi sănătoși. Și cu această ocazie, cred că orice român și-a dat seama că această problemă a unirii nu este deloc simplă. Evident că, pe de altă parte, situația noastră de astăzi nu se compară cu cea a strămoșilor, străbunicilor noștri de acum 102 ani. Oricât de diferite ar fi situațiile, să acceptăm că probele pe care noi le dăm astăzi sunt ceva mai suportabile decât cele pe care străbunicii noștri le-au traversat cu bine. Acesta să fie un motiv de optimism,
acesta să fie un mereu motiv de speranță că anul care urmează va fi mai bun și cred că nu e deloc greu ca anul viitor al României să fie ceva mai bun decât cel care se încheie pe acest 1 decembrie și urându-ne unul altuia la mulți ani, de această dată să fim ceva mai conștienți că o facem pentru unirea noastră. Așadar, la mulți ani tuturor! Această călătorie pe care vă propunem astăzi de Ziua Națională este și o călătorie în interiorul Ambasadei României. Ați putut vedea până acum biblioteca, așa numitul Salon Albastru, grădina ambasadei și performanța lui Mircea Cantor, balconul, în curând veți vedea Salonul Auriu, este un salon unde atunci când putem, atunci când nu este pandemie, ne regăsim împreună cu dumneavoastră și acum ne aflăm într-una dintre cele mai frumoase săli ale ambasadei. Este vorba despre Sala Bizantină, o sală de teatru care atunci când a fost inaugurată, la începutul secolului 20, era cea mai mare sală de spectacole privată din Paris. Și aici organizăm împreună cu colegii de la Institutul Cultural Român din Paris, atunci când nu este pandemie, multe evenimente, multe spectacole. Și când spunem spectacole, spunem și concerte. Pentru că în minutele următoare vă invit să-l descoperiți sau să redescoperiți un DJ faimos român care locuiește la Paris. Este DJ Bog, cunoscut pentru spectacolele sale avantgardiste, futuriste. Este și un om care și-a păstrat picioarele pe pământ și care reacționează la sensibilitățile cotidiene. DJ Bog este cunoscut în lumea întreagă. Spectacolele lui aduc sute de mii, milioane de vizualizări atunci când sunt difuzate în mediul online, iar astăzi ne propune un mix în avantpremieră aici, la Ambasada României din Paris.
Din această toamnă, comunitatea de români din Franța s-a mai îmbogățit cu un reprezentant. Cristian Măcelaru, celebrul dirijor român care a condus orchestre din Statele Unite, Cleveland, Philadelphia, New York, San Francisco, din Europa, la Köln mai ales, din România, este, din luna septembrie, directorul muzical al uneia dintre cele mai mari orchestre ale lumii, Orchestra Națională a Franței. Când a venit, a fost primit cu aplauze, iar pereții auditoriumului Radio France erau plini cu afișe în limba română pe care scria "Bine ați venit, maestre!" Cristian Măcelaru locuiește deci și la Paris și ne-a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României. Cu ocazia Zilei Naționale vreau să urez tuturor românilor bucurie, pace, sănătate, care sunt mai importante decât orice. Eu sunt Cristian Măcelaru, sunt aici în Paris împreună cu Orchestra Națională a Franței și mă aflu la repetiție astăzi, dar cu gândul sunt la toți cei care sărbătoresc această zi importantă pentru noi, pentru românii de pretutindeni. Vă mulțumesc și numai bine! Alături de colegii din ambasadă, de cei din consulatele generale, alături de consulii onorifici, am încercat să fim cât mai mult alături de dumneavoastră, în sprijinul dumneavoastră în toată această perioadă complicată. Evident că nu ne-am putut întâlni fizic, dar am fost împreună pe rețelele de socializare, prin mail-ul special pe care l-am creat pentru a veni în întâmpinarea problemelor pe care ni le relatați, prin linia telefonică specială pe care de asemenea am creat-o cu această ocazie și prin multele ore pe care le-am petrecut în videoconferințe prin noile mecanisme de comunicare care au fost inventate acum sau pe care le-am descoperit acum cu ocazia pandemiei. Am încercat să fim alături de dumneavoastră de câte ori am putut și vreau să vă mulțumesc pentru că și dumneavoastră ați fost alături de noi, pentru că ne-ați sprijinit de câte ori a fost nevoie și sunt numeroase exemple în care ambasada a venit către dumneavoastră, v-a cerut sprijinul și ni l-ați acordat. Mulțumesc! Am avut șansa să pot contribui în echipă, firește, la ameliorarea condițiilor de viață a românilor care s-au aflat în situații critice. Un exemplu concret, am lucrat în parteneriat cu serviciile consulare de la Paris, într-o situație complexă, pentru repatrierea unui român cu probleme medicale importante și în ciuda epuizării tuturor profesioniștilor, a fost o operațiune reușită. Aș spune de ordinul suprarealismului. Adică un context excepțional ne obligă să fim excepționali, să ieșim din confort, să fim mai atenți și mai generoși. Să fim buni observatori, să consacrăm mai mult timp pentru a-i asculta pe cei aflați în nevoie, să comunicăm mai fluent, să ne ameliorăm capacitatea de a stabili priorități pentru a acționa eficient și rapid. Aș dori să îl citesc pe Jean-Paul Sartre, care spunea, citez, libertatea este ceea ce facem cu ceea ce ne este dat. La mulți ani, în numele Asociației Primăvara Românească și al întregii comunități de români din nordul Franței. Trăim vremuri dificile, pentru mulți dintre noi inedite, dar poate tocmai în aceste vremuri putem regăsi valorile solidarității, apropierii, umanității. Exemplele sunt numeroase, de la rețelele de comunicare, de asistență permanentă, de veghe reciprocă, create la Ambasada României din Paris, până la manifestările spontane și colective de practică artistică la distanță, cu mare încărcătură emoțională. Și sunt convins că de Ziua Națională a României, la 1 decembrie 2021, vom putea, din nou, să ne strângem mâinile, să ne strângem în brațe cu toții reuniți. Așadar, am avut un an greu, dificil, special, să zicem, și am încercat să mă organizez alături de colegii mei muzicieni, să facem totuși câteva concerte, câteva apariții online, atunci când carantina a fost ridicată, să le facem chiar în săli. Ne-am bucurat să vă revedem, să fim alături de voi, publicul nostru drag.
Sperăm însă că anul care vine să ne aducă tuturor multă sănătate, multă putere să trecem peste toate mai bine, speranță, înțelepciune, să facem ce trebuie și cum trebuie, și că o să fie un an mai bun decât 2020. Că această criză sanitară ne-a arătat cât de vulnerabili suntem ca ființe umane și câtă responsabilitate avem unii față de alții pentru a ne proteja. Am învățat că nicio bătălie nu poate fi câștigată dacă nu punem preț pe viața celor din jurul nostru. Apoi această criză ne arată cât de valoroasă este libertatea. Libertatea de mișcare, libertatea de a petrece timp împreună, oriunde și oricând. Am sprijinit sistemul medical direct sau prin intermediul unor ONG-uri. De asemenea, în calitate de avocat cu echipa mea, ne-am ajutat clienții și nu numai, pentru ca să înțeleagă rapid noile reglementări și să îi sprijinim cu soluții pentru a evita pierderea locurilor de muncă și închiderea business-ului lor. Am strâns foarte mult legăturile între noi, ne-am apropiat foarte mult unii de alții, chiar dacă de la distanță. Lecțiile pandemiei pe care încă le învățăm ne vor schimba modul în care acționăm, atât în plan personal cât și profesional. La mulți ani, România! La mulți ani, românilor! Mulțumesc! Născut în România anului 1988, dansând, călătorind și trăind în diverse țări, astăzi sărbătoresc o Românie a tuturor celor care cred, care speră, care încearcă, care nu se ascund după deget și care împreună duc mai departe valorile acestui tărâm. Astăzi sărbătoresc o Românie de pretutindeni cu toți cei care fac parte din România mea. La mulți ani! Notre voyage s'arrête ici. Merci d'avoir été avec nous. Dans cette soirée particulière, dans cette année bien particulière, nous avons pu écouter les témoignages des officiels roumains et français, des témoignages des Roumains vivant en France. Nous avons pu voir des œuvres d'artistes qui se sont créées devant nos yeux. Nous avons écouté de la musique. Nous avons partagé des émotions. En regardant tout à l'heure les flammes qui illuminaient l'œuvre de Mircea Cantor, je n'ai pas pu m'empêcher de penser et de réfléchir aux mots de Comte de Saint-Hollaire, ancien ambassadeur de France en Roumanie, il y a juste une centaine d'années, et qui disait que la France et la Roumanie sont en flambeau à deux branches, dont l'une illumine l'Occident et l'autre l'Orient. Ces mots sont toujours d'actualité. Merci à tous ceux qui ont été avec nous également, aux collègues de l'ambassade, aux collègues de l'Institut culturel roumain, aux collègues de la délégation roumaine auprès de l'UNESCO. Et bien sûr, un grand merci à tous les partenaires qui ont été de nos côtés, les sociétés qui nous accompagnent tous les ans dans nos démarches pour faire en sorte que cette célébration puisse en être réellement une. D'ailleurs, j'espère que l'année prochaine, nous allons nous rencontrer physiquement. Un grand merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Vive la France, vive l'Europe, trăiască România!